Chiar și jocurile de cuvinte ajută la menținerea folcului în atenția publicului. Cineva a avut ideea să intituleze cele două seri de folc din Vama Veche, astăzi și mâine, începând cu ora 20, Vama Dus Folk. Lista celor care duc folcul la malul Mării Negre este impresionantă și printre ei se află și constanțeanul Marius Bațu, solo de data asta și nu alături de Eugen Baboi, cu care cântă în grupul Poezis. Pentru mai multe informații, schimb acum câteva cuvinte cu el. Te salut, Marius! Salut, Ștefan, vă salut, dragi ascultători! Mi s-a părut strălucitoare ideea asta cu titulatura Vama Dus Folk. A cui a fost? E foarte bună. Ideea de festival, fără lipsă de modestie, mi aparține. Dar titlul am fost dat de oamenii locului. Cred că Ioana Crăciunescu e implicată și mai este cineva acolo care pune suflet în această acțiune. Ideea a pornit de la o discuție despre ce haios este festivalul pe care îl face Cristi Pustai, îl știți, domn profesor, antrenorul de fotbal, pe care îl face la Mediaș în fiecare an după sărbătoarea Crăciunului. Unde folchiștii se strâng acolo, mă rog, se numește porc bun. Și atunci, cine nu s-a săturat încă de carne de porc, se duce și continuă acolo cu toate preparatele speciale. Folchiștii, bineînțeles că vin acolo, festivalul durează 2-3 zile. Și am zis, domnule, de ce să nu facem și noi? Se poate face și aici, în Dobrogea, la malul mării. Avem pește bun, miel bun, dacă e vorba. Și uite așa, a încolțit chestia și văd că înflorește. Am înțeles că e sold out pentru cele două zile la Barba Neagră. La Barba Neagră. Cu domnul Gicu, vestitul. Cele două zile cuprind o parte din lumea folcului românesc. E vorba de Mircea Vintilă, din Dinu Olărașu, Emeric Imre, Daniel Iancu, Ovidiu Mihaielescu, Radu Crăciunescu și evident tu. Sunt mult mai mulți, dar importante sunt cele două zile. Tu vei cânta solo și asta pentru că Eugen locuiește și lucrează în Canada. Suntem în discuție acum, să vedem în funcție de evenimentele care vor avea loc acum pe timpul verii. Poate dă o fugă să mai cântăm împreună așa cum știm noi mai frumos. Pentru cea de-a doua seară, pentru că tu știu că mâine seară vei urca pe scena de la Barbă Neagră, la ce repertoriu te-ai gândit? Cântecele de bază din repertoriu Poesis, având în vedere că este un festival deschis, o să abordez și niște cover-uri. Mai cântăm și cântecele celor de la care am învățat pe vremuri. Spune-mi, te-ai gândit vreodată să scoți și un album solo? Nu e exclus, dar să vedem cum decurg treburile cu inspirația. Mulțumim fain, Marius Bațu, și ser cât mai plăcute în Vama Veche. Numai bine, Ștefan, și Doamne ajută.